Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. Astăzi o să continuăm seria începută acum două videouri, mi se pare, cea legată de OOP și JavaScript. Înainte să trecem la codul nostru, vreau să vă aduc aminte de contul meu de Instagram, pe care vă recomand să îl urmăriți pentru că postez acolo story-uri și tot felul de chestii interesante de pe la evenimentele la care particip. Bun, hai să trecem la codul nostru. Mai aici un fișier HTML în care am pus un tag de script. De ce fac totul așa? Pentru că vreau să testez acest cod în browser și mai ales în zona asta de consolă. O să vedeți imediat cum arată toată treaba. Așa, și dacă în episodul trecut vorbeam despre clase și despre obiecte, haideți să facem o clasă și niște obiecte ca să înțelegem exact cum arată aceste lucruri în cod și cum le putem folosi. În interiorul tagului de script poți scrie cod JavaScript, așa că o să încep să creez o persoană, o clasă. Ziceam persoană pentru că această clasă se va numi Person, adică persoană. Cam așa arată o clasă. În interiorul clasei, noi va trebui să avem câteva lucruri. Un constructor care să inițializeze proprietățile din această clasă. De obicei, constructorul este doar unul singur. Poți să îl lași afară, nu este required să îl faci, să-l scrii, dar ca să ne învățăm bine de la început, hai să creăm și constructorul care e specific pentru fiecare clasă. Cum facem acest constructor? Pur și simplu e ca o funcție. Așa este constructorul și în interiorul lui hai să inițializăm proprietățile. Imediat o să vă spun și care e treaba cu this. Ok, deci după cum ziceam, în constructor inițializăm proprietățile. Ce sunt proprietățile? Sunt, nu știu cum să le explic mai bine, sunt niște proprietăți ale clasei. Clasa este practic un template. Deci noi aici am creat un template numit persoană. Pe baza acestui template numit persoană o să generăm mai multe obiecte care vor fi niște persoane exacte. Obiectul Radu, obiectul Mihai și așa mai departe. Bun, în interiorul unui template al unei clase, noi putem avea mai multe proprietăți. Adică o persoană are mai multe proprietăți. Proprietățile lui pot fi, 2 secunde că am găsit o greșeală aici, pot fi numele, prenumele, vârsta, sexul, greutatea, culoarea părului, o grămadă de astfel de lucruri. Noi aici am inițializat aceste proprietăți folosind cuvântul this, cuvântul cheie this, care ne spune că aceste proprietăți sunt specifice acestei clase. Bun, hai să mergem mai departe și să construim prima noastră funcție, o funcție care se află într-o clasă, se numește metodă. Hai să facem metoda SayName. Această metodă va spune practic numele unui anumit obiect, a unei anumite persoane, folosindu-se de proprietățile lui, adică de first name și de last name. Bun. Pentru asta va trebui să facem un console log ca să afișăm numele în consolă. Ok. Și aici vom adăuga this.firstname. Pe urmă vom face o concatenare de genul acesta. Ce înseamnă concatenare e atunci când vrem să unim două stringuri, de exemplu. Când vrem să avem nume urmat de prenume și între ele să avem un mic spațiu, trebuie să concatenăm o variabilă cu un spațiu. Concatenarea se face cu plus. Deci când unim două stringuri, folosim plus. This.lastname. Ok, deci în momentul în care noi vom apela această metodă
numită SayName din interiorul unei clase Person. Din interiorul clasei noastre Person ne va fi afișat în consolă numele. Bun, hai să aranjăm puțin codul și pe baza acestei clase, țineți minte, clasa este practic un template, voi scrie și aici template. Noi în continuare vom face niște obiecte. Aceste obiecte sunt practic persoanele propriu zise. Hai să facem primul obiect. Primul obiect care este Radu. De ce am folosit let? Let este un fel de var. Exact ca și un var, dar let este specific ECMAScript 6. Nu o să intru în detalii foarte multe acum, pentru că probabil voi face un video despre ECMAScript 6. Deci mai nou în JavaScript folosim let în loc de var. Este puțin diferit față de var, dar despre asta o să vedem în viitor. Bun. Radu este egal cu new person, care va primi următoarele proprietăți. Două secunde. Radu și Popescu. Ok. Acum am creat primul nostru obiect, care se numește Radu. Are proprietățile Radu și Popescu. Și în continuare, hai să vedem cum putem folosi această metodă din această clasă, bazându-ne pe obiectul Radu. Pur și simplu vom scrie Radu, care este obiectul nostru, punct, și pe urmă clasa din interiorul obiectului, SayName, și cam atât. Deci noi aici practic folosim obiectul afișând numele acestui obiect, de exemplu. Bun. Hai să salvăm tot acest cod și să mergem în browser. Dăm un refresh și observați, deja avem afișat numele. Bun, acum noi putem crea mai multe obiecte, mai multe persoane folosind acest template. Pur și simplu o să vin aici și o să fac încă două persoane. O să copiez acest cod pentru că mi-e lene să îl scriu încă o dată. Ok, și hai să mai facem încă un obiect. Ok, și pe urmă putem să afișăm și numele acestor noi obiecte. Mihai.sayName. Două secunde, așa, și ok, hai să vedem cum arată toată chestia asta. Două secunde, cam aici niște breakpoint-uri uitate de mai demult. Mergem din nou în consolă. Ok, și vedeți, acum ne sunt afișate numele pentru toate obiectele noastre. Practic, noi aici ar trebui să scriem o singură dată toată clasa asta în care putem avea mai multe metode. O metodă prin care să spunem numele, o metodă prin care să spunem vârsta, adresa, o metodă prin care, nu știu, să creăm un user și așa mai departe. Putem să avem foarte mult cod aici într-o clasă și pe baza acestui cod, noi într-un mod foarte, foarte ușor și rapid putem să creăm o mulțime de obiecte care să folosească același cod. Chestia asta este foarte utilă, de exemplu, într-o funcționalitate de creare de useri. Noi putem face o clasă care să ne ajute să facem management la useri. Acolo putem avea o metodă de genul createUser, o metodă de genul, nu știu, login, o metodă de genul changePassword și apoi, într-un mod foarte, foarte simplu, noi putem accesa toate acele metode pentru fiecare din cei, nu știu, sute, mii de useri pe care o să-i avem. Ok, cam atât am avut pentru astăzi. Lăsați-mi în comentarii întrebările voastre dacă există.
Data viitoare probabil o să mergem mai departe și o să ne uităm puțin la moștenire, partea de inheritance. Ok, cam atât, ne vedem data viitoare.